hai la joc, pe zi de sărbătoare tot pe nou. Bate din picioare, hai la joc, te frumoși și tare bine, cu mândruța lângă tine, uite, uite așa. Sunt perseverent și îmi place să fac un lucru bine dacă îl fac. Atunci când realizez un disc, de exemplu, până nu-l scot așa cum vreau și tot nu sunt mulțumit nici a 10-a sau a 100-a oară de suprapunere a vocei. Nu, sunt pretențios. Și în relația cu familia? Relația cu familia e excelent. Sunt fericit. Am o soție ideală, mă simt foarte bine, mă înțelege, înțelege meseria, cu toate că soția mea este inginer. Eu, deci, nu e nicio... Chiar, cum se împacă? Se împacă excelent. Muzica populară. Da, se bagă excelent, pentru că și un inginer poate iubi muzica sau, mă rog, în general iubește arta și ea iubește cu adevărat. Pot și interpretul, bineînțeles, din moment ce e soția mea și eu sunt soțul ei. Necă mai, verde, verde, mă rădomnesc, mă gândesc mândr-o gândesc. Mă gândesc, mă tot gândesc, că doi trăi să iubesc, că iubesc ori nu iubesc, măi. Dușmanii tot mă vorbesc, măi. Am cântat și muzică ușoară chiar eu, cu formația Savoi. Am cântat și muzică bisericească, cântece din folclor religios. Am realizat chiar anul ăsta o casetă și colinde. Sus cerul să părățească, florile-s dalbe, jos lumea să mântuiască. Din familia dumneavoastră cine cânta? Cânta tăticul meu, Dumnezeu să-l ierte, care a murit la vârsta de 89 de ani, în memoria căruia am scos și acea casetă cu cântece din folclorul religios, pentru că tatăl meu cânta la biserică și era un foarte bun cântăreț. Dintre soliștii din generația dumneavoastră, care vă place așa într-un mod deosebit? Eu zic că văd că tineret așa să vină ca o explozie, n-am întâlnit încă până acum. Văd că toți cei veterani rămân mai sus. Maria Ciobanu, Irina Loghin, Ion Dolănescu și mulți alți interpreți, că a fost o generație întreagă. Vorbesc de generația mea, Maria Butaciu, Mioara Velicu, Maria Păunescu. Deci, așa generația mea, da. Generația de aur, da, da, exact. Ce părere aveți despre muzica populară românească actuală? Despre muzica bună populară am părere excelentă, dar despre acel hibrid, acea, nu știu cum să-i spun, mi-e și greu, aș folosi un cuvânt dur, aș vrea să folosesc un cuvânt dur, acea muzică de tarabă, care nu e nici românească, nici țigănească, nici bulgărească, nici turcească, nici... Este un amalgam și... Lumea se dă în vânt după ea, dar o bine, o pătură anume, se dă în vânt după acea muzică, dar eu zic că selecția în timp se va realiza. Și față de copyright? Eu aș putea fi... Sunt încântat că, în sfârșit, am impresia că din 24 mai va avea, se va pune în aplicare, din 24 iunie se va pune în aplicare legea copyright-ului. Poate că mai dă Dumnezeu și pentru noi așa o mană cerească, că până acum am tot fost storși de Electrecord, care ne dădea doar 3.000 de lei la un disc pe timpul ăla de mult, iar ei câștigau milioane. Și la ora actuală cum se editează un disc? La ora actuală se editează prin contract la casa care îți convine de... Sunt mai multe acum posibilități să realizezi un disc. Mai multe case de discuri. Multe fete ori fi prin sat, dar nu sunt ca tine, cu mers legănat, dulce la sărutat. Numai tu ai fermecat inima din mine, vino mândra mea, că dulce-i dragostea. Om și auleu, numai dragostea, ea te ține pe picioare, pentru ea trăiești. aoleu, nu fugi de ea, că e așa frumos ca să iubești. Sper să reușim să vă vedem cât mai des, atât pe micile ecrane, cât și în spectacole. Am înțeles că, de fapt, spectacole aveți non-stop putere. Da, sunt spectacole. O să am foarte multe spectacole în această vară. O să am o plecare și în Suedia și la mare, o lună și jumătate, voi cânta pe litoral. Voi pleca și pe la Chișinău, prin Basarabia, să am niște invitații de la Filarmonica din Chișinău. Cum a fost primit folclorul în pelerinajul dumneavoastră prin lume? Excelent, folclorul nostru este foarte iubit și eu mă mir că toți compozitorii noștri de muzică ușoară nu pleacă urechea și spre folclorul nostru atunci când compun o melodie, să aibă un specific național, așa cum fac și celelalte popoare. Ei mai degrabă se uită în grădina anglosaxonă, dar le miroase cumva folclorul, un lucru foarte greșit, pentru că dacă noi n-am participat anul acesta la Eurovision, totuși am participat, că a fost un naist acolo, la una din formații. Nouă ne e rușine să venim cu niște copii, cu niște fetițe care cântă la nai, să venim cu o melodie cu specific românesc. Nu le dau eu sfaturi, ferească Dumnezeu, dar așa, ca o părere, zic, de un slujitor al cântecului popular de atât amar de vreme. Da, dar unii compozitori au atins și aria folclorică, au transpus folclorul. O atingeau această arie folclorică compozitorii, tot cei mai vechi. Tot mai în vârstă. Dar cei noi nu. Și eu zic că greșesc foarte tare. Mai bine s-ar inspira din folclorul nostru atât de minunat, atât de apreciat în toată lumea. Eu am făcut turnee cu George Zamfir, cu marele George Zamfir, și știu ce înseamnă pulsul spectatorului din Occident. Cunosc. Spuneți-ne câte ceva din colaborarea dumneavoastră cu dirijori mari, cu orchestratori, cu naistul deja. Da, dacă mi-am dezvăluit vârsta, 59 de ani, spun deschis, mulțumesc. Eu am fost coleg de scenă cu Maria Tănase, cu Maria Lătărețu, cu Ion Lui Can, cu Ștefan Lăzărescu, cu Emil Gavriș, cu toți mari cântări, cu Rodica Bujor, cu toți mari interpreți, monștri sacri ai cântecului popular. Eu am fost coleg, am cântat sub bacheta tuturor dirijorilor mari din țara românească și cu toate orchestrele de la mai mică la mai mare din țară. Și cum vi se părea? Vă era frică? Ei, erau diferențe între a cânta cu Barbul Otaru, o formație care avea în componență circa 60 de muzicanți, așa arăta o orchestră, Orchestra Ciocârlia, ansamblului Ciocârlia, că iar revin, păi avea peste 50-60 de persoane. Era o adevărată orchestră simfonică, era o plăcere să cânti, era extraordinar, era ceva așa, un regal, un... Asta nu se mai... că vă determina să cântați live foarte mult. Cântam live, numai live ne cântăm, folcloriștii. Vin mândruță, vin pe potecuță, când o fi ascunse luna bine după un nor. Vino în vale și am să-ți ies în cale, ca să-ți fur o sărutare, să-mi mai sting din dor. Și dacă o vrea luna, după nor să stea, am să te sărut, mândruț-o într-una. Vin, mândruță, vin pe potecuță, când o fi ascunsă luna, vin, mândruța mea. Ce face maestru Benone Sinulescu când nu cântă? Când nu cântă, citește, face rebus, îi place grădinăritul, îi plac florile. Am casă la munte, mă duc des la Siriu, de unde sunt eu născut. Cât e Siriu de mare, ține minte chestia asta. Eu ți-am văzut o emisiune și mi-a plăcut și de-aia am acceptat să vin în emisiunea ta.